Dar se pun proptele, se deschid uși, se fac asta apace? Mi-aș dori, nu se întâmplă foarte multe, pentru că, din păcate, tatăl meu are mai puține relații ca mine și asta puteți să vă confirme chiar el. Mai multe relații decât tine? Mai puține relații decât tine? În lumea de business, cred că are foarte multe relații. În lumea de business are foarte multe relații, dar eu am mai multe relații decât el chiar și în lumea aceea. El poate să vă confirme, bun, acum asta e. Adică tu îi deschizi ușile tatălui tău? Mai nou, da. Adică tu bați, atât ușile la transgaz, la hidroelectrică? Îi le deschid și la propriu, pentru că e vorba de respect. Și le deschid în orice punct de vedere. Mă rog, nu vorbim de instituțiile. Dar tu de ce ai foarte multe relații în lumea de business? Adică ce te recomandă? Alcoolul. Eu beau foarte mult și atunci în viața de noapte, unde și în barurile pe care le frecventez, cunosc pe toată lumea. Și atunci relațiile sunt la mine. Și asta nu e o glumă sau nu e o bravură, pur și simplu. Codin, acum că facem o emisiune împreună, practic ne-am împrietenit. Exact. Eu nu beau, dar dacă vrei. Nici eu nu beau. Asta e o problemă. Dacă nu bei, nu știu dacă m-aș putea ajuta. Deci, nu știu, să vedem. Deci dacă bei cu Codin Maticiuc, practic ți-e bine în viață, nu? Sau... Normal că e bine. Normal, e vorba de zen, e vorba și de atitudine. Dacă pleci cu atitudine relaxată, e bine. Deci contractele cu... Eu sunt împotriva ce a spus Oana până acum, adică o ascultam și spunea că ea a fost dezavantajată și că a urât faptul că așa. Mie mi-a plăcut familia în care m-am născut, chiar dacă n-a fost o familie bogată. N-am spus că a urât faptul că nu mi-a plăcut. Nu, faptul că a fost greu. Nu, mie mi-a plăcut. Mie, de exemplu, îmi place că m-am născut într-o familie cu bani. Eu nu m-am născut chiar dacă familie cu bani. Nici eu nu m-am născut, pentru că ai mei nu aveau bani, nu aveau cum să aibă. M-am născut în 1980, anul de grație, și nu erau... Bani, adică erau, dar... Da, toată lumea avea cumva la fel. Tatăl meu era ambasador la momentul respectiv și contracte cu statul n-am avut, dar am avut foarte multe contracte cu foarte multe filme private. Deci, cumva, faptul că ai mei și datorită tatălui meu, că mama a fost arhitectă și nu a făcut un... birou privat de arhitectură, dar tatăl meu a ieșit din Ministerul Afacerilor Externe și a intrat în privat și a reușit să facă bani, mie mi-a adus doar avantaje și pe care nu le neg, adică asta cu ce ai spus tu, că trebuie să muncim mai mult, să demonstrăm, nu, trebuie să fim relaxați. Tu ai făcut fix invers. Fix invers. Adică, cum adică fix invers? Adică eu pur și simplu n-am făcut nimic, dovadă. Până la vârsta asta n-am făcut nimic și mi-am trăit viața.